Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, la mulți ani pentru ziua de ieri, dar și pentru ziua de astăzi. Începe să fie pomenit în calendar șirul mare al profeților care l-au vestit pe Hristos. Astăzi îl avem pe Sfântul Cuvios proroc Avacum și pe Cuviosul Avacum e drept cel care se nevoiește într-una dintre pustiile Nitriei. Suntem în plină prorocie, suntem în plină așteptare a venirii lui Hristos. Poate e momentul să ne aducem aminte cât de minunat este că țara s-a constituit la vreme de postire a venirii lui Hristos, a venirii lui Mesia. Poate că e mai important pentru noi să ne regrupăm un pic în jurul acestei istoricități duhovnicești a Unirii României și din aceasta să izvorască către noi mai multă încredere și mai multă despătimire de pătimirile noastre din ultima vreme. Cuvântul de încurajare este acesta din prima epistolă către Timotei. Această poruncă îți încredințezi fiului Timotei, ca potrivit prorociilor făcute mai înainte asupra ta, să te lupți lupta cea bună după cuvântul lor, având credință și cuget bun, pe care unii lepădându-le au căzut din credință. Nu uitați, România Mare este făcută și prin munca unor proroci ai unității noastre care au luptat pentru ea și care au dăruit adevărul că urmașii urmașilor lor vor avea de fiecare dată deplinătatea țării la îndemână și misiunea de a o păstra deplină. Poate n-ar fi rău să recitim acest cuvânt, nu? Și să învățăm că trebuie să trăim potrivit prorociilor făcute asupra țării de către cei care au făcut țara mare. Proprii noștri profeți naționali, într-un fel sau altul, chiar dacă nu-i băgăm în seamă, chiar dacă am uitat să le reedităm textele, ba unora dintre ei chiar le-am uitat numele. De fiecare dată să ne aducem aminte că trebuie să împlinim cuvântul sfânt al unității unei națiuni care are nevoie de toți oamenii săi ca să fie națiune. Cuvântul de îmbucurare de astăzi este cel pe care l-am găsit la Sebastian al Caragandei. Mi-a plăcut teribil de mult. Harul lui Dumnezeu este o bucurie de la Dumnezeu. Din cârtire totul este pierdut. Mai simplu de atât, n-avem ce spune pentru vremurile acestea în care cârtim mai mult decât zidim, în care cârpim mai mult decât construim. Poate că e momentul să învățăm că niciodată nici cârtirea, nici cârpirea nu pot duce la unități adevărate de sens, la structurări ale sensului unității unei națiuni. Și că trebuie să învățăm, dacă vrem să fim împreună fii aceluiași neam, să fim în primul rând fiii lui Dumnezeu și să învățăm că în privindul pe Dumnezeu avem modelul desăvârșit al unității și al dragostei prin care privește către copiii săi. Sunt zilele acestea dedicate așteptării venirii Mântuitorului Hristos. O așteptare care n-a fost ușoară niciodată, cu atât mai mult Maicii Domnului și dreptului Iosif, logodnicul care deplasează într-un fel sau altul toată istoria către venirea noastră și către așteptarea noastră. E momentul să le mulțumim și să fim cuminți. Mâine este o nouă zi.